doctoră, unde pleci după clasa 9? Am venit să plec la colegiul Alexei Matei. Și ce anume acest colegiu? Deoarece vreau să studiez despre drept și acum este specialitatea jurisprudență. Super, poate vin și eu cu tine. Ar fi minunat. Dragi elevi, astăzi vom vorbi despre teoria generală a dreptului. Sunteți atenți? 11 grefieri, voi mă ascultați? Ten years later. Go! Nothing can stop me, I'm all the way up! Simt deja unde mi-e locul. Sigur că voi reuși. Am capacități și pot, eu, judecător voi fi. Este magistratul care, dacă e dintre cei mai duri, poate duce la răcoare și o femeie în călduri. Am ales acest domeniu deoarece o societate pentru a trăi în siguranță are nevoie de dreptate. Iar noi suntem viitorii judecători, cei care stau la baza formării dreptului. În viitor mă văd un judecător, din motiv că judecător este o profesie de invidiat și pentru a deveni un judecător trebuie să ai un caracter și un spirit nemuritor. Vreau să mă fac judecător să pot crea, să pot participa și să pot determina dreptatea societății noastre. Eu aș dori să devin procuror, deoarece această funcție necesită anumite calități, fiindcă el trebuie să fie puternic intelectual și moral, pentru a putea gândi critic și alege deciziile corecte. Bine, aș dori să devin procuror pentru ca să asigure tratamentul judiciar nediscriminatorul fiecărui participant la procedurile judiciare, indiferent de calitatea lor. Am venit la colegiu cu gândul de a mă face avocat. Totuși am lăsat lista de opțiuni deschisă, sperând că o să găsesc ceea ce să fac cu adevărat. Vreau să devin avocat al Republicii Moldova pentru a putea apăra poporul acestui stat. Vreau să devin avocat deoarece îmi place să ajut oamenii în problemele lor dificile. Vreau să fiu avocat. Avocatura nu este o meserie, probabil că nici nu este o profesie. Mai mult decât atât, avocatura este modul de viață. Vreau să devin avocat pentru a apăra drepturile cetățenilor. Eu aș fi un avocat liber și independent. Profesia de procuror îmi dă libertatea la liberă exprimare și interacționare cu alte persoane din alte domenii diferite. De mică mi-am dorit să devin o polițistă, deoarece ea apăr principiile și drepturile poporului. Această meserie este una frumoasă și nobilă, însoțită de mult devotament, curaj și disciplină. Campion, poți să nu devii, dar să fii om, ești obligat.